Bună ziua, vă mulțumim pentru participare. Având în vedere că mai sunt doar câteva zile până la alegerile locale, dorim să vă prezentăm stadiul pregătirilor pentru buna desfășurare a acestora. Conform prevederilor legale, Ministerul Afacerilor Interne urmărește ca toate instituțiile implicate în organizarea și desfășurarea alegerilor locale să realizeze acțiunile din programul calendaristic la termenele aprobate prin hotărârea Guvernului numărul 576. Până la acest moment, toate sarcinile au fost îndeplinite în termenul legal. În ceea ce privește sarcinile ce revin Ministerul Afacerilor Interne, conform calendarului aprobat de Guvernul României, îi asigurăm pe toți cetățenii că s-au luat toate măsurile pentru a nu exista nicio întârziere și pentru ca întreg procesul electoral să se desfășoare în condiții de legalitate și de siguranță. Toate buletinele de vot au fost tipărite, fiind în curs de finalizare activitățile de preluare și depozitare în spații puse la dispoziție de instituțiile prefectului. De asemenea, reprezentanții MEAI au participat la predarea ștampilelor cu mențiunea votat și a timbrelor autocolante către instituțiile prefectului. Buletinele de vot și toate celelalte materiale necesare votării vor rămâne sub paza efectivelor MEAI până la preluarea de către președinții birourilor electorale ale secțiilor de vot. Ulterior, efectivele MEAI vor asigura măsurile de protecție la cele 18.794 de secții de votare. La nivelul Ministerului Afacerilor Interne au fost luate toate măsurile pentru menținerea și asigurarea ordinii și liniștii publice în localitățile țării pe întreaga perioadă electorală, în sistem integrat, cu participarea poliției, jandarmeriei, a poliției de frontieră și a celorlalte structuri operative. Pe timpul campaniei electorale, efectivele MEAI sunt responsabile cu asigurarea măsurilor de ordine publică cu ocazia evenimentelor electorale și a pazei locurilor de realizare și de depozitare a buletinelor de vot și a celorlalte materiale electorale, precum și cu cercetarea sesizărilor cu privire la producerea unor incidente electorale. Referitor la desfășurarea campaniei electorale, până astăzi au avut loc 1160 de manifestări electorale în municipiul București și în alte 537 de localități. Nu au fost înregistrate evenimente de o gravitate deosebită, măsurile de ordine publică fiind asigurate de peste 3300 de angajați MEAI. De la începutul campaniei electorale au fost înregistrate 669 de sesizări privind evenimente electorale, dintre care 80 nu s-au confirmat, iar 268 sunt în curs de cercetare. Cele mai multe sesizări au fost despre distrugerea, deteriorarea sau murdărirea afișelor electorale ori a anunțurilor de propagandă electorală, nerespectarea prevederilor legale referitoare la tipurile de materiale de propagandă electorală care pot fi utilizate pe timpul campaniei electorale, nerespectarea măsurilor de protecție sanitară dispuse în context electoral și nerespectarea hotărârilor birourilor electorale sau ale autorității electorale permanente. În urma verificărilor efectuate până în prezent, au fost constatate 386 de contravenții, fiind aplicate amenzi în valoare de peste 92.000 de lei. Pentru nerespectarea măsurilor de protecție sanitară în context electoral, de la debutul campaniei electorale, au fost constatate 25 de contravenții, fiind sancționate cu amendă sau avertisment 36 de persoane. Pe timpul campaniei electorale au fost constatate 149 de infracțiuni, pentru care sunt cercetate 128 de persoane. În continuare, Ministerul Afacerilor Interne va asigura efectivele necesare pentru desfășurarea într-un climat de siguranță publică a campaniei electorale, dar și pentru îndeplinirea în bune condiții a tuturor categoriilor de misiuni ce ne revin, inclusiv în contextul pandemiei. Spre exemplu, doar în ultimele 24 de ore, efectivele MEAI, împreună cu reprezentanți ai altor instituții, au verificat 2240 de operatori economici și peste 20.000 de persoane, cu privire la respectarea măsurilor de protecție sanitară. Pentru neregulile constatate, au fost aplicate 727 de sancțiuni contravenționale, în valoare de aproximativ 200.000 de lei. Acțiunile pentru protejarea sănătății cetățenilor români vor continua pe toată perioada pandemiei. Vă mulțumesc!